Din punctul meu de vedere, dacă o iau așa pe partea bună, ce a făcut Lorena ieri, este că în, la hotel v-a zis o chestie, aici în casă a făcut altă chestie. Cumva, oarecum, din ce am văzut eu, v-ați cam dat de gol fetele care ar veni cu lucruri de afară în casă. Pentru că Lorena, spunând o chestie la hotel și venind cu altă chestie aici în casă, dar oricum, automat, avem motivare, un comportament normal. Lorena a spus un lucru la hotel. Ideea că e un comportament acceptabil. Înțelegeți cum zic? Oricum, a fost o distanță de timp. I-am calculat puțin distanța de timp, între care Catinca a vorbit cu Lorena, da, a trecut o perioadă, după care am apărut eu și Lorena a vorbit cu mine. Ne-a dat aceeași replică la amândouă. Deci nu știu dacă problema e la mine și la Catinca sau e la Lorena. Și voi nu vă gândiți la situația care era? Eu nu am fost bine cu Laurențiu în foarte mult timp, nu? Asta era o teorie de-a mea, am distorsionat și să te duc la Catinca. Am înțeles, te-am înțeles. Eu am spus că a fost doar o supoziție. Nu vrea să te spun. Te trebuie să te aduc leucoplast. Cui? Ție. Mie? Da. Vreau să spun o părere. Te pun pe gură că prea mult vorbesc afară. Eu oricărei mă refer. Nu, chestia e că eu spun în afară ceea ce am spus și aici când a fost când s-a dat nume. Da, eu ți-am mai soată, să nu mai vorbești cu toată lumea orice. Păi că apare în momente din astea în care 5 persoane zic pe mine nu mă deranjează că nu zici chestii la care nu mă aștept să le fi zis. Da, așa dacă era acum o lună în urmă să vină 5 oameni să-mi zică contrariu, m-ar fi deranjat, acum nu mai am aceleași așteptări. Dar ți-am zis, bă, fii mai reținută, că și eu, și eu am putut să zic foarte multe despre tine. Dar nu am zis. Ți-ți place așa la fiecare ceartă sau împăcare, că vezi că suntem spontani, minim spus, să vină toată lumea zică, bă, nu mai vreau cu ăla, i-am dat liber, cu ăla nu vreau, cu ăla nu mă văd. Nu mi-a plăcut nimic, ți-e-ți place, mai trebuie să... Pe mine jur că nu mă deranjează, că nu mai am așteptările alea care le aveam la un moment dat. Dar mai este ceva ce trebuie să-mi vină să mai ascult? Nu știu, de fiecare dată apare ceva. Iar trebuie să-mi tu, că nu chiar amuzant. Chestia e că eu mi-am învățat lecția, știu nu că pare, dacă când? Sunt... Acum păi de ce? Acum nu am mai zis nimic. Și nu știu, eu am spus lucruri în afară, lucruri pe care le-am spus și aici, și la nervi și pe moment. Eu știu adică... că le-ai zis și la nervi și pe moment, dar uite. Eu am înțeles cum ți-ar plăcea, spui, dar... pune-te invers, să vină 5 oameni... Știu. Păi și atunci, mai trebuie să vină ceva? Mai trebuie să aștept nu, ceva? Nu, trebuie să vină nimic, cel puțin... Laurențiu mereu a avut întrebarea asta, mai trebuie să vină? Mai trebuie să vină? Păi ia tu duce, nu știi. Nu-i problemă, că mă supăram ieri dacă e normal să vorbești cu colega ta de cameră și da, cu Catinca vorbea înainte pentru că se înțelegea. E normal, dar dacă te uiți ieri cum stătea situația, au sărit 4 oameni minim, bă, vezi că tu zici ceva, de care au fost cele care au sărit? Adică în afară de Catinca, cu cine mai vorbit despre eu. El? Cu Giulia. Dar eu nu am sărit. Și Catinca a vorbit. Eu nu am sărit. Și la răsa, ai zis că zice una și face alta. Băi, și s-a terminat emisiunea și fetele s-au dus în oraș sau în păcat? Ha! Și ce faci cu asta? Femeie bună. Păi, da chiar. Da, eram sigur, nici măcar nu știi despre ce este vorba, dar ok, Laurențiu, să vină momentul, o să-ți povestesc, stai liniștit. Pe nimeni, nu sunt supărat, mă supără mie. Așa, n-am zis nimic la plimbare. Nimic nou din ceea ce tu nu știai. E ok. Ție de toate s-a spus. Deci înțelegem sifonul acum unde este. Am înțeles, Radu, mersi pentru expresia asta. Cu drag. Dar ce nu ți-a convenit, Lorena? Că era în apărarea ta. Păi nu, chestia că voi acum ați adus în discuție ceva ce voi ați văzut și ați tras concluzii, dar nu trebuie să vă dau vreo explicație. Da, eu clipul Lorena am spus asta în sens că voi sunteți ok, că nu ți-a sărit nimeni în cap. Nu a sărit nimeni în cap, că era să toată lumea te spui. Bine, lăsați-mă, tatu, Lorena, descurcă-te singură. Auzi, a fost ok. Se descurce, că nu-i problema ta. Tu vezi, Ionuț, cum Ionuț m-a rugat pe mine să nu mai intervin între voi, te rog frumos, dacă ții la relația ta, nu am nevoie să te rog, eu am vorbit cu el. Atunci ceau. Poți să zic cum vreau. Nu poți să-mi zici cum vrei tu. Crede-mă că poți să zic și dau. Cu băiatul ăsta și am promis că nu mă mai bag între voi, așa că dacă tu ai respect pentru atunci... Păi ce i-am zis? I-am zis ceau și gata. Lasă-mă în pace, că eu discut. Păi te lasă în pace, pa! Ce nu mai trebuie? Te lasă în pace. De băiatul ăsta? Te lasă în pace. Atunci te lasă în pace, pa! Și vezi, zici de... Îmi văd de treaba mea, pa! Dacă vezi că nu mai intervin, vezi și de ale tale. Că eu am un dialog cu Lorena. Mi s-a părut că el o îngroapă pe ea și a vrut să o scot. Și s-a supărat și ea. Dar stai și tu acolo liniște. Gata. O bine? Relaxează-te. Eu am înțeles ce... Gata. Ai spus că aveai un dialog cu mine. Atunci vorbește cu mine. În ceea ce mă privește... Ce să fac? Alții nu-și văd relații lor. Le place relația mea. Posibilă relație, că îi deranjează, poate. Dar lasă-i să zică ce vrea. Fiecare până la urmă să facă ce vrea în continuare. Eu mi-am învățat lecțiile până în momentul de față. Și atât. Da, ce-am să te întreb eu dacă mai trebuie să apară ceva sau nu. Dar asta nu știu în ce formă mi-o spui. Adică e ceva ce
Nu, ceea ce am spus până acum, am spus-o și în emisiune și atât. Eu dar nu mai Katinka, știu nimic. Dar Katinka, de ce râzi? Că te văd râzând. Hai ceva. Katinka. Păi, deci n-am voie să râd. Ba da, dar te întreb și eu de ce râzi, nu te-am întrebat nicicum. Poftim? Sunt fericit. De ce ești fericită? De ce? Că am o zi bună. Până la Laurențiu, nu vrei să intervină nimeni în relația ta și o bagi pe Katinka. De ce râzi, de ce nu știu. Păi pentru că am întrebat-o frumos pe Lorena dacă mai trebuie să aflu ceva. Și Katinka râdea ca și cum ironic. Dar nu râdea, a zâmbit. Nu, râdea, ca, nu. Râdea ironic. Da, da, voi cum, aveți glumele voastre. Pentru că știu că ele două au avut niște discuții sau niște apropieri și râdea ca și cum ar mai fi ceva de vorbit. Nu am de gând să am nici apropiere și faptul că te înțelegi cu o persoană. Dar nu am nicio problemă, înțelege-te cu cine vrei tu. Am întrebat pur și simplu dacă mai este ceva de aflat sau te-ai mai dat în primire cu ceva. Ca să nu am alte surprize, atât te-am întrebat. În rest, înțelege-te cu cine vrei tu. Dar tu ai avut încredere în niște persoane care nu sunt tocmai cunoscute și le-ai spus astea. Păi cine știe apropiaților tăi cât le-ai mai spus? Nu, chestia e că în momentul în care vorbești, în momentul ce noi suntem aici și când ieșim în afară avem discuții despre casa iubirii, pentru că la momentul de față este realitatea pe care o trăim acum, de asta ies subiectele și da, am avut momente în care am vorbit cu Katinka, dar un lucru este să vorbești și să vorbești despre ce se întâmplă în jurul tău și altul să o consideri prietenă. Iar eu, cu părere de rău, nu am simțit că am o prietenie aici. Am avut persoane apropiate, dar nu prieteni. Nu despre asta e vorba, Lorena. Nu. Prietenă cu cine vrei tu, vorbește cu cine vrei tu, dar nu, Irina, nu mi se pare ok. Irina, da, scuză-mă, stai că aici sunt conversații. Nu, Lorena, tu te uiți de la subiect, în loc să răspunzi la întrebare, că mai fac sau nu. Da, pentru că se vorbește și nu auzi. Scuze, Laurențiu, spune-mi din nou, te rog. Încă o dată întreb. Nu era nicio întrebare, am zis doar că nu spune nimeni să o fii prietenă cu cine vrei, vorbește ce vrei, doar că nu știu, nu cred că e în favoarea ta ca la orice schimbare, că până la urmă tu poate astăzi suntem bine, poate mâine suntem rău și eu am avut în gând multe lucruri să zic poate urâte, dar uite, de aici nu vine nimic. Să zică, bă, domnule, ce ai vorbit la hotel sau ai zis de ea sau ai făcut de ea, indiferent că am zis sau n-am zis, important e că și dacă am zis am avut încredere și oamenii ăștia sunt aici, ok? Nu m-a dat nimeni în primire cu nimic. Fii prietenă cu cine vrei tu, dar mie mi se pare că la tine situația e diferită. Când faci o schimbare, uite, băieții ăștia poate se bucură câțiva pentru mine că m-am apropiat. Da, în schimb, din partea cealaltă, mie de la tine vin niște lucruri, așa, iurea. Ce treabă am eu? Da, asta am înțeles, înțeleg bucurați unde vrei să o dai. Eu să, mi-am dat seama deja de anumite lucruri, așa că eu sunt pe cont propriu, cum toți sunt. Nu e vorba de a fi pe cont propriu, dar e vorba să ai, dacă îi spui cuiva, măcar să ai încrederea aia necesară. Vezi că dacă o zici așa, ai urât față de mine, dar e ok. De tine nu am nicio problemă, cu tine nu am avut nicio problemă. Cred că îmi spui lucrurile, nu știu, spui lucrurile și atât din punctul tău de vedere. Dar, în fine, eu o să învăț de treaba mea și dacă am nevoie să vorbesc cu cineva, o să apelez la persoanele mele. Atât, bravo. Dar, Lorena, dar voi niciodată n-ați spus să stați un departe unul de altul. Asta așa este. Adică, voi mereu spuneți asta că nu că stați departe unul de altul, dar cu prima ocazie voi vă apropiați. Și nu este ceva greșit. Nu este deloc ceva greșit, dar se vede că voi doi nu puteți stați un departe unul celălalt. Păi aici am și concluzionat ieri și am spus că tăblița aia ce a făcut-o ea poate fi rezumată la mai puțin adică la o întrebare. Adică dacă ea ar putea să stea fără mine aici în casa iubirii și amândoi am ajuns la concluzia că nu putem, atunci nu, într-adevăr, să nu putem de vorbit. Voi cât timp o să fiți aici în casa iubirii, voi o să stați unul lângă altul, asta o să fie clar. Oricât de mult ați spune voi. Da, păi pentru da. Că eu am spus de la bun început că asta simt. Eu am o singură părere și e părerea mea, faceți ce vreți cu ea. Dacă vă mai certați sau dacă nu sunteți bine, asta i-am spus și ei la hotel și vă spun voi aici, nu mai aruncați cu gunoi unul în celălalt. Că după știți că vă împăcați. Păi tocmai că n-am știut. E, n-ai știut. Cum ar fi dacă voi o să treceți peste faza asta, o să treceți peste toate lucrurile urâte pe care vi le-ați spus, o să fiți un exemplu gen se poate ca să te împaci, să construiești o relație chiar și după ce s-a întâmplat ceva groaznic. Da, Bianca, știi care e treaba? Că sunt două lucruri mari și late. Adică nu ești ca în viața de zi cu zi la modul băi, ți-a greșit, oricât de rău ți-ar greși, mergi în treaba ta și îți vezi de viață. Ești în contextul în care zi de zi te vezi cu persoana respectivă și atunci ai de ales, ori să ții supărarea aia sau cum să zic, să nu lași lucrurile să meargă și să fii supărat cumva, pentru că fără ea, sau nu știu cum să vă zic, dacă stă pe canapea n-aș putea să fiu să fie ea o oarecare pentru mine, știi? Și atunci, cealaltă variantă ar fi să lași lucrurile deoparte și să fii fericit, pentru că în clipa de față asta, adevărul, mă face fericit. Chiar și simpla prezență a ei. Dar chiar, Gianni, ieri ai afirmat niște chestii față de Giulia. Da. Că nu aș vrea să mai o cunosc, nu? Zic o chestie că nu aș vrea să mai o cunosc. Da, poți să-i explici sau ceva.
Ne-ai spus ieri că vrei să te îndrepti spre Catinca. Ce o să faci? Dar ce, ai cerut confirmarea la băieții acum sau? Deci eu să cer confirmare? Mhm. Nu. Ah, ok. Nu am nevoie. Bine, să cer confirmarea nimănui. Ce pași urmează să faci către Catinca? De exemplu, ce o să faci astăzi? Ca să o cucerești. O să vin în casa fetelor să discut mai mult cu ea. Asta vreau. Te zâmbește Catinca. Deci vrei să-mi zici eu. Eu iar am nevoie de șervețel. A fost un zâmbet de ăsta. Nu mai prinde Giulia. Catinca a fost un zâmbet de ăsta. Mamă, ce planuri. Ai învățat de la cele mai bune. Da, Toni, tu. Eu? Te-ai prins. Ești prietene. Catinca a dat e da pază, Gianni, nu? Da. Da, da, când am este fost un pas, e un pes din ăla așa care va fi pes în continuare sau poate să-și schimbe? Mai sincer, nu știu, dar la prima vedere am zis că nu pare genul meu de băiat. De ce? Am spus, Laurențiu. Am auzit, iartă-mă. N-ai fost atent, uite-te la episoade. Dacă ai putea să repezi sau e un deranj prea mare pentru tine.